Bună, astăzi o să vă povestesc o carte care se numește Moș Crăciun și magazinul fermecat. În această carte este vorba despre un mister. 12 copii dispar, iar părinții acestor copii nu-și mai aduc aminte de nimic, din ce s-a întâmplat în ziua aceea. Așa că moșul se hotărăște să rezolve misterul. Și nu glumesc. Alături de doi copii, Albert și Emma, o pereche de gemeni, el a pornit în investigație. A descoperit că, știți ce aveau în comun copiii? Locuiau în Londra și toți vroiau de ziua lor, aveau zilele în apropierea Crăciunului și toți vroiau o trusă de magie. Așa că au dispărut la magazinul Wicker, magazinul fermecat Wicker. Moșul a reușit să ajungă acolo, numai că Alberta a fost capturat de vrăjitoarea care era în același timp și patroana magazinului fermecat. Oare va reuși moșul să-l salveze pe Albert și să-i salveze și pe ceilalți copii? Asta vă las să o aflați voi în această carte frumoasă. Este de la Libris. Dacă vreți cartea, căutați Libris. Dacă vreți și alte videoclipuri, după cum v-am mai spus, părțea de citit.